Ne continuăm plimbarea după un popas bine meritat la umbră și continuăm să vedem reprezentări ale arhitecturii țării parcilor. Cu siguranță că toate aceste plimbări nu fac decât să ne hrănească apetitul pentru a vizita, poate într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat, în funcție de ce ne rezervă viitorul, de a vizita regiunile Spaniei. Întrucât, așa cum am mai spus, este bine ca în momentul în care un popor te adoptă, să încerci pe cât posibil să-i cunoști istoria și trecutul, să-i cunoști regiunile, să-i cunoști lucrurile care l-au făcut atât de măreț. Pentru că, din punctul meu de vedere, un popor devine măreț atât timp cât își respectă istoria, își respectă identitatea și transmite mai departe generațiilor viitoare lucrurile cu adevărat importante, și anume credința, tradiția, respectul pentru familie, bunătatea și toate acele lucruri care ne deosebesc de animale. Așa, un moment de vioară și pian. O altă galerie de artă. Da? Bun. Niños hermosos. Aici ajungem la restaurant. La zona de restaurant. La Cale Mayor. Unde am mai fost de altfel. Dar rătăcirea pe aceste alei este o încântare. Sincer să vă spun, chiar este o încântare să rătăcesc pe aceste alei. Să stai pur și simplu la umbră și să admiri admir istoria locurilor. O altă galerie de artă. Calitatea imaginii coboară în momentul în care avem parte de lumină de neon, însă culoarea, acest albastru marin, este wow.